Bună ziua, prieteni, bine de la un nou vlog. Bună ziua. E, bine ai venit, domnul Mutule, bine ai venit să trăiești. Nu mai... Și eu nu mai te-am văzut. De mult nu mai te-am văzut. Uite, m-a venit să plâng că nu mai te-am văzut de mult. Ai fost supărat. Am trecut. Prin multe ai trecut. Bunerele, așa e. Așa se mai întâmplă câteodată. De-aia veni și eu la tine acum să-mi iau cușca, să mă duc mâine să iau porc. Ia porc, ia să mă... Bă, ce, să-ți dau cușca? Da, aia unde păi să nu mi-o strigi, mamă, să nu mi-o strigi cușca. Bă, păzită și dacă se strică acum, tu îi dai o sudură, o repar. Păi eu știu să sudez, mamă. Știu eu, dacă nu-l punem pe moșul. Da. Ce mai face moșul, că nu poate să mai mănâncă. Poate, mă, lasă-mă. E bolnav, săracu. Nu o strică, mă, băzine. E bolnav. Mata, ce mai faci? Sănătoase, bine? Mă, nu prea sunt sănătoasă, că mă dor picioarele. Până acum stătui în pat. Cum, mă, băzine, nu-i față în față? Aici și ne vedem odată la 3 luni. Odată la 3-4 luni. Dacă tu, mă, cum îți zice numele tău al bun? Mutul de la Strehaia. Unde am mușcat lungul cu aia. Mutul de la Strehaia? Mutul. Eu n-am știut poletra asta de Strehaia. Mutu, hai că te-am mai știut, dar... De la Strehaia? Da, de la Strehaia, nici atât, mai. Mă. De tot. Nici atât. Păi de unde e dacă nu e de la Strehaia? Nu mi-a dat în gând să spun Mutu de la Strehaia. Mai bine spunea Mutu de la Gârdoaia. De la Gârdoaia, iau. De la Gârdoaia. De la Gârdoaia. Nu mai e nimic acolo. Nu, Mutule, mă. Ce mai face mama ta, mă? Ce să facă? Sănătoasă, bine e așa. E. Nu prea e sănătoasă, cum trebuie, dar... Dar totuși, printre ele. Ce să facă? Mamă, Tule, ți-am găsit o muiere. Aoleu! Dar știi câți ani are? Cât ani? Are 80 fără 2. Are bună, la pensie. Are pensie. Are pensie. Are pensuță bună. Are. Și... Ce să mai facem, babă, să se mai insulăm? Mai are 80 de lei pe lună. 80 de lei pe lună? Ai găsit-o mai săracă ca mine. Vreau să găsești și mie una cu bani, o găsești mai lipită ca mine. Lasă că aduci tu bani, vizi, varză, vizi, castramezi. Nu mai văd nimic, vezi, nu mai văd nimic acum. Nu mai e, s-am dus. De două luni de zile n-am mai văzut nimic. N-ai mai, că dacă ai fost plecat. Am mai fost și probleme, penisul mi-a fost luat, acum trebuie să iau și porc, am luat și varză, am luat și murături. Nu mi-ai spus să nu luat varză? Am luat varză. Ai băgat în putină. Am luat de la gangă. De la gangă? De la gangă. De la gangă? 3 lei kilogramul de varză mă băgă. A, 3, cam așa e. Eu n-am pus în putină, dar mi-am pus așa într-o butoi să am varză la porci, când ai tăiat porci. Păi cum ai pus așa? Un pic? Ce ai pus acolo? M-am pus un butoi atâta, cât mine e butoiul, cât mine e butoiul. Cât e butoiul? Cât mine ai avut loc să intri în butoi sau cum ai pus? Nu intrai, dar măsura e așa, știi, cu gălea ta. Mă, Mutule, mă, ce să intre butoi. Nu mai zic că intra și butoi, că nu mai mănâncă țigani în sarmale. Hai, care treaba? Nu mai mănâncă sarmale de la mine, nu mai mănâncă. Zice după aia, nu mănâncă sarmale, că intră băbazâna în butoi. Nici eu nu mănânc de la ei, nu mai mănâncă nici ei de la mine. Numai tu să vii să mănânci. Eu vin, băbazâna. Să vii să mănânci. Când aia facem sarmale în veliche așa, la porci, când ai tăiat porci, mamă, să vii să mănânci din pomana porcului. Cum să nu vin? A venit tot timpul, n-a venit. Ai venit. Să mai vii, să dea Dumnezeu tot să mai vii, să fim sănătoși aici aproape. Asta contează. Să venim. Mai avem o țără până la peștele ăla, cum îi zice. A, la praznic. La praznic. Da, pe 20 noiembrie. Da, pe 20. Când? Pe 20. Să ne iei pește de albun Mutului. Iau de-al mare, de la am mai luat. De-al mare, de la crap. Crap, tot fac cu ăsta? Da, ăla e. Mai luat pește. Să vii să faci tocăniță. Vin. Teamă-mă că vin. Păi vin. Bă, nu mai vine Lucica asta, uita. Vine și ea, dar să vii și tu acolo. Vine și ea. Că tu te pricep la tocăniță, la, da. La preparație. Fai, uite, mamă, bag ardei mult. Și îmi place mie, picant. Da, uite. Îți place ardei uite. Ardei uite, mănânc în nebunie. Da, în nebunie. Și ai mei așa mănâncă toți. Să spună, vechi, mă, că ai făcut bulionul săracii la calea și am băgat ardei uite. A, de ce băga și ardei uite? Lasă-l așa, că e mai mult. Lasă-l, că e de gust. Trebuie ardei uite. Ce să faci, mă, Mutule?
Ce să mai zic, mă, trebuia și tu să te întorci, să-ți iai o nevastă acolo, să aibă mamă ta ajutor. Gata, babă Zâna, nu-ți la tine pe vlog, în curând o să mă însori. Însoară-te, mamă, că așa e bine. Adă-ți aduci o lăiață, o ursăreasă, adă acolo, bagă în casă. Bagă în casă, să fie ce acolo. Ce ai, cum ar fi, numai o arbă și mută să nu aduci. O arbă și mută să nu aduci. Adă. Că la purci. Eu un porc acolo, să vedeți ce gălite acolo. Eu un porc acolo, bagă-l în cotie și că a dus omul un porc. Nu i-am luat un porc, i-am luat un porc. L-am adus astăzi la casă. Îl tăiem după Sfântul Grigorie. Ce să facem pe căldurile astea așa ești? 20 de grade, stau la tricou. Da, la tricou. La tricou că e căldură. După 20 acolo, mai lângă Crăciun, tăiem și noi ca românii. Da, bine ar fi fost, babă, să nu, să tăiem atunci, în săptămâna aia. Da. Să ai carne proaspătă la sărmare. Da, Crăciun, da, Crăciun. Așa e. Așa fac așa de la Târgu Jiu, ăsta, oameni. Țiganii așa, jos. Arafat, Oiana. Poți să moderniza, numai noi am rămas înapoiați de pe vremea lui... Lui Ceaușescu. Lui Babadan, nu lui Ceaușescu, pe vremea lui Ceaușescu, eu am civilizat. Mai mult de mult mai a Babadan și Moșaeva. Adam și Moșaeva. Da, atunci am rămas așa la Edenul. Nu trebuie să mai ne civilizezi. Am rămas cu tradiția asta noastră, să tem porți după Sfântul Grigorie. Eu mă lăs să susțăim și noi când s-au arăt și în colo. Da. Și am că ce duci la varză să mi-aduci. În decembrie ar fi bine să tăiem, pe 15-20 decembrie. Da, așa, cam asta tăiem. Da, da, vezi cu oamenii, nu știu, la noi treaba să se afumi cu dereți. Că n-ai cum să-l afumi atunci, avem? Bag în bidon! Cum în bidon? Un butoi! L-afumăm în butoi, cum afumă românii. Un butoi? Da. Păi când se face în 2 zile? Păi se face. Îl punem direct pe pară. Îl pui la tine mai bine. Pe bărbătaia aia. Și să afumă, ce n-ai treabă. Urâte tradiția, avem băbăță. Urâtă, urâtă, urâtă. Ai văzut, mâncarea să o mâncă în fiartă. Mămăliga moale, dă-i. Să mâncăm în fiartă. Așa suntem noi, ursați. Când ne mai schimbăm și noi? Nu știu. Clar. Auzi, păi dacă nu spui tu să ne schimbăm, tu, Baba Zâna, moșul, să spune, să ne învață, să ne schimbăm. Moșul a rămas așa, de atunci a rămas moșul, așa, de pe tradiția lui măsa, lui tată, lui bunicul său, Ionișor, Ionișor. A rămas așa, a rămas. De-a pus pe dieni. Da. Ionișor. Moșule, era atunci problema voastră, dar acum nu mai e așa. Păi știi ce tăia bunicul său de pașe, Ionișor? O găină. O găină de ea? El nu tăia porc. Păi de ce, n-avea bani? Nu tăia mâncălveri în capul. A tăiat o găină și a mâncat somnă și pusie. Păi de ce, n-avea bani? Că era bogat. A mâncat, era cea mai bogat, el era atunci când nu se știa bogăție și el era bogat. Și a tăiat o găină. Păi dacă era bogat. Avea, câți copii avea, mă? 7 copii. 7 copii. 7-8 copii. 3 fete și 4 copii. Auzi cât avea. 7. Da, 7 copii. Și-a mâncat o găină. Păi și bine, dacă era bogat și avea bani, de ce nu trebuie și un porc? Să nu dă bani. Să nu dă bani. Era zgârcit, zgârcit. Strângea aură și nu lua să bagă în gură să mănâncă. Și-a murit la Oancea, acolo, la Oancea. La Focșani. La Oancea, lângă București. Acolo are mărmântul lui. Păi cum, el de aici de la noi? Păi nu, el a dus la Bug, se ducea la Bug. Ah, la Bug? Dacă îl ducea la Bug, a murit omul săracul pe drum, rămâncă jurul de el. Cu părul mare, cu barba mare, cu legioane, cu tot ce era pe el, așa murit. Da! Nu mint, așa m-a auzit, că spunea socrul meu cu soacra mea. Stătea cu mine de vorbă. Și socrul meu zicea, n-auzi la mine că îți dau cu bastonul în cap. Zic, ce s-au lătit? Ce-a pățit să pierde mult cu părinții mei, cu neamurile mele. Rămâneau pe drumuri. Și-mi povestea. Habar n-aveam ce zice. Uleau necăjiți că n-aveau mâncare, n-aveau apă, n-aveau nimic. N-aveam nimic, vai de lume și pământul ce era. Și bine, Baba Zână, și tu tot așa vrei să trăim noi, cum au făcut ei acum 700 de ani? Nu, vai de mine, ce zice ăsta acum. Cum tu cu moșul puteți să schimbați tradiția asta în țigănie? Da. Să ieșim într-o duminică cu alea la col și să spunem vorbele. Păi ieșiți, de ce nu ieșiți? Să ieșim noi, tineretul, uite-vă să ieșiți.
Să vin și tu acolo la ședință. Păi vin și eu la ședință, dar voi trebuie să faceți primul pas. Dar dacă noi le spunem și matamul le-a spus și îți fac tot meseria asta care e de făcut. Auzi că te... Ăla, por și tăi și tu ca să nu rămâi din rând. Bango, tăie doi. Trebuie. Da, tăia bango, tăie doi. Tăie? Le tăie. Le-a dus și nu mâncau. Le tăia din nevoie, că trebuie să-mi păi din nevoie le-a tăiat omul, e frică, că era frică, erau porc mari. Dar și că anul trecut mi se rupse mie porcul, când ne-am adus pe amândoi și s-au bătut, unul s-au rupt și l-am tăiat. L-ai tăiat, așa. N-am ce să fac. N-ai avut ce să fac. Să le lasă, vai din lume. Păi decât să lasă să mai mănâncă din el? Nu mai mănâncă, ce mai fac cu el? Îl ai și-l duci la rupă. Așa că, babă zână, da. Ești tu cu moșul și mai ai încă 4-5 oameni de vârsta voastră. Da. Și faceți o schimbare ceva în țigănia asta, când ne-ați mâncat cu legile voastre alea de pe Dibur. Să nu mai tăiem, să nu mai tăiem bângării. Degeaba, spune-mi, dar nu ne-am putut. Măcar, fă, dacă nu faci o lege așa, fă legea asta să tăiem porci de Crăciun atunci. Mai lucru că Crăciun da. Să-și ies de acord atunci să tăiem. E mai gustoasă carne atunci. Proaspătă, nu mai bag în congelator o lună, două luni, da. Nu o scos în aia mai e carne, aia mai e carne. Mai faci rânză, mai faci bândărete, cum le faci atunci, proaspăt. Nu mai iasă cum iasă atunci pe frigă. Acu iasă, făi, taie tot cu ceva și lasă-l acolo până mâine să strică toată carnea. Să știi că se strică. Să strică, cum să nu se strică? Cu căldura alta, uite ce soare este. Se strică. Trebuie da. Un pic de frică ca să îngheasă. Da, trebuie frică, să-l strânge carnea, să-l strânge. Să dă frigul în el. Lasă, bă, zi, nu, că suntem pe întâi, pe doi. Da. Nu mai, mai... Și ai luat porcul? L-am luat, l-am cumpărat, acum să mă duc să-l iau mâine. Ah, de parte? La mărură. La mărură. Ah, 10 km. La mărură. Ai văzut formare. Pare 280-290. Nu e necălsănată. Și m-a dat să trebuie să mă sănătăși pe el. Și de-aia veni să-mi dai și mie aia unită, porcul, cușca aia. Da, da. Doar pun printre porcul pușcă, îl ridice în dubă și unde da, mai v-ați bat cu el. Da, mamă, ți-o dau numai să nu o strici. Nu o strici, bă, măsă. Dacă nu porcul o grem, să nu o rupe. Vorbesc eu cu porcul, să fie cu minte. Vorbești cu el? Dar te înțelege, maica, că porcul ție românește. Tu cum vorbești cu el? Te țigănește. Te țigănește și pe românește. Vorbește, mă, dacă e porcul ăsta care e vorbește. E cu minte, porcul, e ascultător. A, e ascultător. Foarte, foarte. Dau... Dau o bucată de șoric. Că l-ai tăiat. Dacă, pă, când îl tăi, nu acum. Îmi dau, când bucată, dau o bucată de șoric și fac și un grătar și ultima grătar. Bun, atunci aia... Și dau și o oală de vin. Vin. De ăla de Craiova îmi dai? Nu, de ăla de Craiova. Dar de care vin? De Curcova, de anus. De la Curcova? Cum, la Curcova e cea mai, cea mai bună cramă din România asta. Vai de mine. Și noi mergem să luăm vin din altă parte și la noi la 5 km e cel mai bun vin. Vinul cel mai bun de Curcova. Da. Las. 10 litri kilogram. Un litru. 10 litri. Făcut gata. Păi l-ai luat, făcut gata? Făcut, păi dar când vin eu acasă, când am ajuns eu acasă, nu mai erau nici strugul, nu mai erau nimic. Nimica. Ce să mai fac? Așa e. Cât ai luat? 50 de litri, mă duc să-i luai de amigeană, de un... Nu mă la porc, nu mă la porc, gata. Cât se iau? Dar și noi cât am făcut, două de amigeană. Să am o de amigeană de vin, de sărbători, de Crăciun, de Revelion, mai vine un musafir, spus 5 kg de vin și noi să bem, dar nu bem toată ziua. Nu, nu bem toată, eu luarăm și nu mai beurăm, atunci al gustarăm, că l-am trazi în cutină. Atunci am urs. Atunci, rămâi și gata, cine mai a pus gura pe el? Nimeni. Apă și așa, acum nu e bun acum să le faci de aici, până nu se limpezește. Da, se limpezește, afert acolo. L-am lăsat aici afară, la soare de afert. Au, aici l-am lăsat, zău. Că nu prea e bine să lași la căldură. A, nu, afert. Nu, mă văzut, nu, fii atent, ce mi-a răs oamenii. Mie tot timpul mi se arcaia bine. Anul trecut am aruncat 3 damigeane de bine. Că le țin lângă central, în garaj, lângă central și e în caldură. La caldură, la caldură. Trebuie un beci undeva să stea la o temperatură da, constantă. Să stă mărece, da, la răcoare. Nu cald, da, exact, așa este. Și de aia să vezi mulți oameni, bă, de aia ți s-a acri bine. Da, de aia s-a acri, să știi că de aia s-a acri. E cald în garaj, că e centrală. Păi cald acolo ca în casă. Acolo cu magii în centrală încălzește, încălzește, nu așa. Încălzește de să face. Da. Mă, cu uite, chiar acum dat telefon la Olga. Hai, nu ia acasă, nu mai dat telefon, că e pe seara. Cu bază.
Că unde o fi acum? Să anunțăm, să-i spunem, să nu dă cușcă. În care nici Mutu. Adrian Mutu. De la Strehaia. E mușcălu cu aia. M-am mușcălu cu aia. Hai, mă, să te ajut, că ești... Ajută-mă, Baba Zână. Păi dacă nu mă ajuți tu, cine mă mai ajută? Cine mai te ajută pe tine? Dar te ia porcul, vin să spal moațele. 15 minute. Ia zi, moșule, dăm legea asta cu tăiatul porcilor mai lângă Crăciun. Ei, cu și tu ai să o... E de Crăciun. O dăm, a? Bă, moșule, dacă nu faci tu, că tu ești mai cu respect, ai mai valoare în țigănie. De la de aia cușca la răcase, că veni Mutu după ea, colea Mutu ăsta lângă mine. Că mai e, nu e acasă. A, unde ești acasă? E, când ai venit tu de seară, că mâine ia fie el porc. Dar să nu mai dea la nimeni. Să nu dea la nimeni, să nu dai la nimeni, că te Mutu e colea la mine. Da, că te fac un filmuleț. Pune că dau 5 litri de vin. Auzi, îți dă 5 litri de vin și o bucată de șoric de un metru. 5 litri rămân fără vin. Dăm, până pune mâna pe cușcă. După aceea... După aceea... Până pune mâna pe cușcă și gata, după aia... Lasă că-ți dau eu. Gata, mă, Mutule. Gata, Baba Zână. Da. Mulțumesc frumos, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și tu să fii sănătos, trăiască familia. Și voi să trăiți, să-ți dea Dumnezeu. Hai, gata, bunicuțu, hai să încheiem aici, că avem vreo 16 minuțele. Vă salut, oameni, frumos, sănătate maximă la toată lumea și nu uitați să apăsați butonul de like și să dați o abonare pentru bunicuța Zână. Tu mai faci vloguri? Da, am început și eu să mai fac vloguri, să mai fac live-uri și o să mai fac de acum încolo. Bine. A, la revedere, prieteni, o zi minunată să aveți. La revedere, vă pupă bunicuța Zâna, dați cât de multe like-uri.